زبان من شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a fi la curent de fiecare dată când postez un videoclip nou. De fiecare dată când postez un videoclip nou, însemnând în general de două ori pe săptămână, da? Asta dacă nu vin extratereștrii, dacă nu se întâmplă vreun potop sau cine știe ce. Astăzi m-am gândit să vorbim și despre arome mai feminine, mai potolite, nu neapărat dark, nu neapărat in your face, sau poate in your face, vedem. În general vom vorbi despre o aromă feminină, elegantă, delicată, oarecum, dar prezentă, pentru că are performanțe, și anume, consider după un an de zile, deci sunt haos și astăzi, ca de obicei, asta e viața mea. Am acest parfum în mica mea colecție de un an de zile. Chiar luna aceasta împlinește un an, deoarece, dacă nu mă înșel eu, a fost achiziționat anul trecut de Black Friday, de pe site-ul celor de la Parfumas. Vorbim despre un parfum de la Afnan și anume La Fleur Bouquet. Prezentarea lui este de zile mari, cum spun eu, da? Vine în această casetuță, în această cutiuță și când se deschide, îl vedem așa. Haideți să-l țin eu să nu se întâmple vreo întâmplare. Aici avem un card, nu e de credit, și ne spune La Fleur Bouquet, an invitation to discover, bla bla bla, da? O invitație pentru a descoperi o aromă romantică și așa mai departe. Acest parfum, adică sticluța acestui parfum, ce am făcut? Gata. Este aceasta. Tare faină, dacă m-ați întrebat pe mine personal, nimic zorzonele, pietricele, da? Iar eu am băut atât, într-un an de zile. El vine în 80 de mililitri, este apă de parfum, iar notele pentru el sunt următoarele. Note de vârf, piersică, lici, bergamotă. În mijloc, trandafir, iasomie, floare de portocal, iar în bază, mosc și note lemnoase. Un parfum, cum spune multă lume, inspirat din celebrul Fleur Narcotic de la Ex Nihilo. Pe acela nu l-am în colecție, nu am nici decant, așadar în videoclipul de astăzi, ne vom rezuma strict la acest parfum al casei Afnan. Haideți să-l și pufăim. Cu toate că eu știu despre ce e vorba, dar știți că până nu pufăie un parfum, nu mă simt bine. Din deschidere, da? Din start, este acel parfum floral. Un floral cu jeleuri fructate, dacă m-ați întrebat pe mine. Un parfum elegant, un parfum ce poate fi luat în calcul, nu știu, dacă nu sunteți pasionați, iar pentru voi parfumul este strict o completare, da, de zi cu zi, ar putea fi cu ușurință, ar intra în categoria parfumuri semnătură, cu siguranță. În afară de, ai cât de fin e. Foarte, foarte fin, foarte elegant, nimic Middle Eastern, dar absolut nici măcar o atingere. Nu. Poate fi considerat de asemenea și un parfum de mireasă.
Nu știu, eu aș vedea o mireasă purtând această aromă. Chiar aș vedea. Este acea aromă feminină. Din punctul meu de vedere, este un parfum all season. Eu îl port absolut oricând, indiferent că e primăvară, vară, toamnă, iarnă. Da, îl port și vara. Primăvara și vara strălucește, nu știu, își arată toată splendoarea. Cel puțin pe mine, pe pielea mea, cam asta e chimia care o face acest parfum. Eu, dacă mă urmăriți de ceva timp, eu nu sunt o împătimită a parfumurilor florale. Nu sunt genul acela, da, sunt fan parfumuri florale și așa mai departe. Însă această aromă, chiar și atunci când voi termina sticluța, cu siguranță o voi reachiziționa. Nu este acel floral, cum să zic eu, standard, da? Nu este un floral oarecare, în opinia mea, pentru gusturile mele și pentru felul în care îl percep eu. Este, cum se spune, un floral cu un twist, da? Are ceva anume, are ceva aparte, are ceva ce îl scoate din anonimat. În deschidere este o piersică atât de superbă, atât de bine redată. Genul acela de piersică suculentă, zemoasă, da? Se resimte din plin la primul puf, dar din plin. Piersica aceea este acompaniată de un superb buchet de iasomii, însă nu vă gândiți la, cum să spun eu, nu vă gândiți la o iasomie opulentă, bold, indolică, nu. E genul acela de iasomie potolită, dacă mă pot exprima așa, o iasomie aerată, gata. O iasomie aerată avem aici. Undeva în fundal are și o atingere pudrată și de asemenea e una percep o atingere fină, slabă, efervescentă. Nu știu, mă gândesc că bergamota îi lasă chestia aceasta. Dar toate acestea, piersica, iasomia aerată, atingerea pudrată, atingerea efervescentă, se petrec pe un pat de vanilie, vanilie și mosc. E o combinație, știu că vanilia nu este listată, însă mi-e așa de la nas. Un mix, un duo, mai bine zis, de vanilie și mosc. Însă, din nou, nu vă gândiți nici la moscul animalic, nici la moscul acela cu iz de balsam de rufe, detergent și așa mai departe. Mai degrabă, pentru mine, este genul acela de mosc pufos, cremos, dulceag, moscul acela senzual, cum îi spun eu. Nu pot spune că la flor buchet este un parfum complex sau multifacetat sau greu de dezlușit și așa mai departe. Însă are acel ceva, din nou ajung aici. Știu că pe site-ul celor de la Parfumas puteți achiziționa și mostră din acest parfum. Nu știu, nu e... După cum v-am mai spus și mai înainte, nu este genul acela de floral banal, da? Are ceva, are cevaul acela lui, este un alt fel de floral, în opinia mea. Este un parfum fără vârstă, în opinia mea, nu știu, l-aș vedea purtat și de o domnișoară de 20-25 de ani, dar și de o doamnă de 45-55 de ani sau 55 plus chiar. Este genul acela de parfum oarecum clasic, da? Performanțele acestui parfum sunt din nou din altă lume. Pe pielea mea, da? Pe mine. Nu înseamnă că și pe voi va persista la fel, poate pe voi va persista mai mult sau mai puțin, da?
Pe pielea mea eu îl resimt undeva la 9 ore, are și siaj, are tot ce vreți voi, stă foarte, foarte bine la capitolul performanțe. Oricum eu sunt înnebunită cam de tot ceea ce înseamnă Afnan. Tot ceea ce înseamnă Afnan din ce am testat și din ceea ce am, da? Nu, logic, nu-mi pot da cu părerea despre parfumuri ce nu le cunosc sau nu le-am testat. Are performanțe pe haine, persistă foarte, foarte bine și se resimte. Știu că l-am folosit undeva în vară, la modul de overspray, da? Vara am făcut overspray cu el, știu. Am spălat rochia aceea și după ce am spălat-o, se simțea parfumul pe ea. Deci foarte, foarte, nu aveți probleme. Cu acest parfum categoric nu veți avea probleme. Este un safe blind buy, în opinia mea, dacă sunteți în zona de parfumuri florale, florale dulci, da? Este cu siguranță un safe blind buy. Bun. Și dacă v-am făcut, dacă vi l-am descompus pe bucățele cum îl simt eu și care este experiența mea cu el, haideți să vorbim un pic, că știți că eu mai am o altă obsesie și anume layering-ul. Da. Îmi place să fac layering. De ce? În momentul în care ajungi la, nu știu, 20 plus parfumuri, dau așa un exemplu uman, cu siguranță nu vei avea cum să le consumi pe toate într-o viață de om, da? Cu siguranță. Și mai ales atunci când ești pasionat de tot ceea ce înseamnă parfumuri, arome și așa mai departe, începi să te joci, cum spun eu, cu ele. Și o variantă de layering, ce am descoperit-o și am purtat-o chiar zilele trecute și nu am cuvinte, dacă aveți aceste parfumuri, încercați pufăițile, da? Și chiar vă aștept cu nerăbdare și în secțiunea comentarii să-mi spuneți. Sau dacă nu, dacă aveți la flor buchet, spuneți-mi și mie dacă faceți layering cu el, cu ce parfumuri faceți layering. Dați-mi și voi idei. Prima mea variantă de layering, bineînțeles, un parfum cu care deja v-am plictisit, Ujud de la Zimaia. Da. Acestea două combinate împreună sunt nebunie, da? Nebunie. Zilele trecute când am purtat acest combo, am aplicat inițial Ujud, iar peste, cum spun eu, am venit cu La Fleur Buchet. Doamne, ce e aici! Doamne, ce e aici! Știți că Ujud de la Zimaia este oarecum inspirat din Baby Cat, da? Avem vanilia aceea tămâioasă combinată cu elemii, atingerea aceea ușoară Middle Eastern, da? Un parfum mai afumat, un parfum oarecum altfel, un parfum cu apucături de nișă, cum spun eu. Dacă luăm acel parfum și adăugăm dulceața floral fructată din La Fleur Buchet, în opinia mea, veți avea acea aromă, da, narcotică, da, creează dependență, este un puternic magnet de complimente și din partea sexului feminin, dar și din partea sexului masculin. Veți atrage atenția cu acest combo, da? Veți atrage atenția, veți atrage complimente. Și mixul acesta mă duce pe mine în acel floral mai altfel de vreme rece. Nu știu, mi-e foarte greu să descriu această aromă. Mi-este foarte greu. E genul acela floral fructat așezat din nou pe un pat, da, cum se spune, de vanilie tămâioasă ușor afumată. Poate așa, din cuvinte și din felul în care vă explic eu, nu vă spune nimic. Însă, din nou, dacă le aveți,
combinațiile și spuneți-mi și mie ce părere aveți. E foarte misterios. Se creează o aromă misterioasă, dark, sexy, ușor gotică. O aromă cu siguranță ce poate fi purtată mai ales seara în timpul rece. Dar foarte, foarte fain. Foarte fain. Nu știu ce mi-a venit și le-am combinat, dar credeți-mă că e nebunie. Următoarea variantă de layering este cu un parfum, ei spun apă de toaletă. Eu în continuare mențin punctul de vedere că este apă de parfum. De la Alanic și anume Baby Powder. Da, v-am mai vorbit despre Baby Powder, am mai discutat despre el și eu luam acum un blotter folosit. Baby Powder este acea aromă de pudră de bebeluși, ceva dulceag undeva în fundal, iar el ca parfum de sine stătător, oricum va veni și momentul recenziei pentru absolut întreaga gamă, dacă știți că sunt patru în această gamă, patru bombonici colorate, cum le spun eu. El ca parfum de sine stătător, din punctul meu de vedere, este un pudrat ce trece prin trei parfumuri de la Al Haramain, și anume Junon Simplu, nu l-am sticla full size, am decant de la Isabella, Junon Noir și Junon Rose. Din punctul meu de vedere, acest Baby Powder este un mix între cele trei parfumuri. Adică, purtându-l ca aromă de sine stătătoare, eu am resimțit, nu știu, a variat pe mine, ca să mă exprim așa, variază între cele trei arome. Iar dacă din nou adăugăm la fleur buchet, pudra din Baby Powder, pudra aceea dulceagă, se îmbină de minune cu atingerea pudrată din la fleur buchet. De asemenea, din nou, dulceața lui La Flor Buchet combinată cu izul dulce din Baby Powder este nebunie totală. Nebunie, nebunie. Este o aromă divină. Layering-ul acesta nu are absolut nimic Middle Eastern în comparație cu primul despre care v-am vorbit. Nu are nimic Middle Eastern, din contră, este o aromă feminină, este o aromă romantică. Este aroma aceea de cucoană, cum spun eu, și nu în sensul peiorativ. Da? Doamne, cât de faină e! Superb, superb! Din nou, dacă le aveți, combinațiile, că este altceva. Ca o mică paranteză, mie cam și de asta, printre altele, îmi place și treaba cu layering-ul. Pur și simplu îți creezi propriul parfum, îți creezi propria aromă, da? Nimeni nu va mirosi ca tine atunci când faci layering, cu siguranță. Pentru că și dacă combin două parfumuri, poate altcineva dă exact cum am dat eu, da? Un puf de Baby Powder, un puf de la Fleur Buchet. Altcineva poate folosește patru pufuri de Baby Powder și decât două de la Fleur Buchet, da? Întotdeauna vei mirosi cu siguranță unic, din punctul meu de vedere. Încă o variantă de layering și mai precis o nouă obsesie. Vorbim aici despre Hanin Gold de la Hadlash. Da, v-am tâmpit, v-am zăpăcit, v-am terorizat cu el. V-ați plictisit de mine, aici avem unboxing-ul. Acest ulei, Doamne, ce m-a zăpăcit pe mine Harim al Sultan Gold, la fel de tare mă zăpăcește Hanin Gold. Nu știu cât puteți vedea voi, nu știu dacă se vede, însă eu am consumat deja până pe aici. Am făcut baie în uleiul ăsta, deci pur și simplu am făcut baie în el. Este performant, este superb ca și miros.
Este tot ce vreți voi. Ca o mică paranteză, din ce l-am purtat până acum, pot spune că Harim al Sultan Gold este o domnișoară de 20-25 de ani, iar Hanin Gold este fix mama acelei domnișoare. Da? Este Harim al Sultan Elixir, dacă mă pot exprima așa, este un harim al sultan la next level. Da? Nu spun că acela nu-mi place, nu, nu. Le iubesc pe ambele în absolut egală măsură. Revenind la varianta de layering, Hanin Gold, din nou, este acea aromă dulceagă, fructată. În prima fază îți lasă senzația aceea de apă în gură. Din nou, asta am pățit eu cu el. Are un subton de fructe exotice, ceva pe acolo mă duce cu gândul, subton de care m-am legat și când am făcut layering-ul cu La Fleur Bouquet. Deoarece în La Fleur Bouquet avem un lici foarte frumos, din nou, pentru gusturile mele și în opinia mea. Și da, ele două împreună fac casă extrem, extrem de bună. Și dacă am vorbit despre Hanin Gold, să vorbim și despre suriorul său, Hanin Rose Gold. Și acesta îmi place, nu pot spune că nu îmi place, aș minți, însă acum purtându-le, acesta categoric pentru mine este 10 din 10, acesta este 9 din 10. De ce 9 din 10? Pentru simplu fapt că este o aromă ușor mai primăvăratică. În momentul de față știți și voi, da, vedeți cât de friguț este afară. Posibil la primăvară îmi voi schimba părerea despre acest ulei. Este un floral moscat curățel, da? Așa, ca să-l descriu repede, scurt pe doi. Da, floral moscat curățel cu un subton gurmand dat de acea pară zemoasă. Din nou, ele două combinate. Partea aceea floral moscat curată de aici amplifică moscul dulceag din La Fleur Bouquet. Da? Se completează unul pe celălalt, dacă vreți, se îmbină, se contopesc, da? Miros super, super, super bine împreună. Altă variantă este cu dupul meu preferat pentru Delina, și anume Souvenir Floral Bouquet de la Afnan. Da, ador acest parfum. Și din el de când l-am, la jumate, da? De jumate am băut din el în condițiile în care, stați că eu am și cutiile, da? În condițiile în care el vine în 100 de mililitri și în condițiile în care, aici aveți unboxing-ul, eu l-am achiziționat în primăvară anul acesta. Dar îmi place de nu mai pot, îmi place, îl ador, îl ador. Da, da. Aici avem rubarba aceea dulce acrișoară, trandafirul acela combinat cu bujori și bujorul e atât de bine redat aici, atât de... Da, îl ador, îl ador. Deci gândiți-vă să consum 50 de mililitri în 5 luni, 6 luni, 4-5 luni, e ceva. Și din nou, ele două combinate împreună, Doamne Dumnezeule, cu miros. Din nou, nimic, nimic, nimic Middle Eastern. Oricum, din toate variantele enumerate până acum, decât prima, aceea în care am combinat La Fleur Bouquet cu Oud de la Zimaia, doar acolo aveți o atingere Middle Eastern, deoarece în sine ADN-ul Oud are un subton Middle Eastern. Aici nu, aici nu, nu. Aici avem floralul acela de doamnă, domnișoară, din nou
un parfum care, o aromă ce o puteți purta oriunde, oricând, în orice moment al zilei, în opinia mea. Nu este nici nimic prea mult, nimic opulent, nimic deranjant, dar totodată este o aromă tare, tare, tare faină, tare... Mixul acela, da, care din nou creează, sporește, mai bine spus, factorul magnet de complimente. Foarte, foarte faine. Foarte faine împreună. Ambele fiind două parfumuri florale, la flor buchet, având acel licii, iar suvenir floral buchet, cum să vă zic eu, mai bine zis, rectific, reluăm. Liciul din la flor buchet se îmbină de minune cu rubarba din suvenir floral buchet. Din nou, poate așa, auzindu-mă pe mine, vă gândiți, iau-te-o și pe asta ce aberează aici. Nu. Ele două împreună miros de excepție, de excepție. Tare fain. Dar deja astăzi port ceva. Vreau să spun că astăzi aș purta fix această variantă de layering. Următoarea variantă de layering vine tot de la casa Afnan, dar de data aceasta vorbim despre, deci i-am pus și fixativ, credeți-mă, nu vrea să stea, da? Suntem două persoane diferite, eu sunt una, părul meu e, da, fiecare cu personalitatea lui. Avem, da, deja ați văzut-o, vorbim despre Romana de la Afnan. Altă sticluță pe care eu o ador, da? Deci uitați-vă și voi cât de bine arată ele, da? Pur și simplu sunt bibelouri. Mi-e și frică să le țin altfel, să nu le scap. Bibelouri, bibelouri. Pe cât de bine arată, pe atât de bine miroase. Credeți-mă. Absolut, absolut nimic Middle Eastern. Da, și eu deja am... Hanin Gold pe păr, dar nu mai contează, pentru că miroase prea bine. Deci miroase bine, 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 bine. Doamne Dumnezeule! E acel floral dulceag, din nou, absolut nimic, nimic Middle Eastern, dar nimic. Este un floral dens, un floral bogat, oarecum pudrat, o aromă de doamnă. Dar doamna aceea stilată, doamna aceea bine crescută, doamna aceea elegantă, distinsă. Superb. Din nou, din nou, ele două combinate împreună, nebunie totală. Nebunie totală. Partea floral dulceagă din Romana de la Afnan. Din nou, se îmbină cu partea floral fructat dulceag, da? Pentru că v-am spus că, în opinia mea, la flor buchet are un iz, pe lângă ADN-ul său floral dulceag, are un iz de jeleuri de fructe. Are ceva super, super fain în el. Și din nou, ele două împreună, repet, nimic Middle Eastern, da? Chiar dacă ele două vin de la casa Afnan. Nu veți mirosi a arabisme și chestii și discuții, că acum din nou intru în alt subiect, din nou divaghez, dar sunt pur și simplu de-a dreptul obosită de etichetarea aceasta total greșită. Ha, parfum arabesc, ha, 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 toată lumea face hepatită, mai pe românește, da? Când aude de parfumuri arabești. Nu toate parfumurile arabești sunt parfumuri inspirate și nu toate parfumurile arabești miros a ud și șofran. Da? De exemplu, Romana este fix acea aromă mainstream. Da? Este fix o aromă de designer. Și mai ales ce îmi place mie cel mai mult e că persoanele care spun treaba asta nici măcar nu au pus nasul pe ele, cum spun eu. Da? Oamenii aceia nici măcar nu au testat parfumul respectiv, dar vine de la Afnan, pleacă cu arăbeștile tale. Ok, ok.
Ne adunăm, bem puțină apă, că am divagat și m-am enervat. Următoarea combinație este cu o mare dragoste recent apărută în viața mea, și anume Flor Ud de la Hadlaj. Da. Sunt pe drum și frățiorii săi, doi dintre ei în primă fază, pentru că nu am rezistat în acest videoclip, da? După ce am terminat de filmat, am și plasat comanda. Flor Ud, el ca și parfum de sine stătător, în opinia mea este un mix. Inițial, la primul puf, la primul nas, mă duce foarte, foarte mult cu gândul către Rare Passion de la Afnan, adică Oriana cu un twist dulce. Da? Rare Passion de la Afnan este fix ADN-ul Oriana. Am testat Oriana, Izabela mi-a adus, are o mostră din aceea oficială, da? Nu de cant. Și l-am testat. Nu m-a dat pe spate cu nimic. Din nou, dacă vouă vă place, nu luați opinia mea ca o denigrare, bătaie de joc și așa mai departe. Vouă vă place ceva, mie îmi place altceva, vouă nu vă place ce port eu și așa mai departe. Dar, revenind la Flor Ud, în deschidere mă duce foarte mult cu gândul către Rare Passion, acela fiind Oriana cu un twist mai dulce. Însă, după ce l-am purtat ca parfum de sine stătător, mi-am dat seama că în dry down merge foarte, foarte mult către, stați că iar e un parfum de la Kayali cu un kilometru de nume. Vă las aici, Kayali Deja Vu White Flower, dacă nu citiți aici, că nu știu. Din nou, acela nu l-am, însă atunci când am ajuns în parfumerie și am testat Invite Only Amber 23, am testat și acel parfum. Și da, Flor Ud este ca un mix între cele două arome. Este ca și cum ai face layering cu ele. Și peste acest mix de două arome, care deja este Flor Ud de la Hadlaj, dacă adăugăm și la Flor Buchet, Doamne Dumnezeule, bombița supremă. Floralul acela dulceag, parfumul acela elegant, subliniez din nou, absolut nimic Middle Eastern, da? Factorul Middle Eastern este zero, însă factorul magnet de complimente este la boss level, cum spun eu. Mai mult de atât nu se poate. Combinația aceasta este divină. Și din nou, din punctul meu de vedere, în opinia mea, este o combinație all season. All season. Îți lasă un floral dulceag, oarecum pudrat pe alocuri. Total feminin. O aromă total feminină, da? Să revenim. Flor Ud este listat ca un parfum unisex pe site-ul celor de la Dubai Collection Roche 25, pentru că de acolo este. Știu pe cineva de sex masculin care poartă această aromă cu plăcere. Știți și voi, fiecare până la urma urmei poartă ce vrea, când vrea, unde vrea și cât vrea. În opinia mea însă și din punctul meu de vedere, eu mi-o mențin pe a mea. Flor Ud este total feminin, iar combinat cu la Flor Buchet vă dă acel parfum ultra, mega, hiper elegant. O aromă totodată versatilă, da? Doamne. Asta e când ai problemuțe, te tratezi normal, dar eu banii de tratament îi bag în parfumuri. Ok, o altă combinație vine de la Casa Alanic, White Gardenia, da? Un alt parfum din seria de 4 bombonici colorate. White Gardenia este Truth Order de la Madonna. Lăsând asta deoparte, este acel fructat. Am înnebunit. Este acel floral alb
tuberoză, quiz de gumă de mestecat, ca să nu spun bubblegum. Și combinat cu la flor buchet din nou, fac casă mega bună. Iasomia din la flor buchet, care v-am spus că ea în parfumul purtat singur de sine stătător, este acea iasomie aerată, curățică, nimic indolic. Ei bine, combinată cu White Gardenia, cu tuberoza de aici, vă face o aromă, vă dă o aromă, cum să spun eu, acel floral alb, acel floral, din nou, fără vârstă, elegant, deosebit, din nou subliniez factorul Middle Eastern Zero aici, dar, nu știu, este ca și cum ai combina tuberoza aceea, cuizul acela de gumă de mestecat, combinat cu iasomia de aici, combinat cu liciul dulce de aici, toate se îmbină de minune, de minune. Ultimele două, dar nu cele din urmă, voi face layering-ul direct pe piele, deoarece ador combinația, o ador. Nu contează că eu deja port altceva astăzi, vreau să simt și Afnan Edict Mask Tick combinat cu La Flor Buchet. Da. Afnan Edict Mask Tick este acel mosc, acel șeful la mosc, moscul suprem. V-am mai spus eu și în ultimul video, nu mai știu care, o să vi-l las pe aici, despre care în care v-am vorbit despre Mask Tick, că în momentul de față, pe vreme rece, mie Mask Tick îmi lasă aroma aceea, este ca și cum ai combina șeful la mosc, da? Care era în vară Mask Tick, combinat cu mult cardamom. Da. Iar cele două combinate, pur și simplu, miros anișă. Este o aromă de pe altă planetă, da? Nu. Dacă ar exista această aromă, da? Fără să mai fie nevoie să le combin eu, blind, cred că aș lua direct 3 sticle din această combinație. Pur și simplu 3 sticle. Este singura combinație din toate cele despre care v-am vorbit până acum, ce o văd oarecum purtată și de un bărbat. Da? Pentru că Mask Tick-ul de aici ajută foarte, foarte mult. Mask Tick în sine fiind acea aromă total unisex, dar elegantă, opulentă, aroma aceea care nu întoarce capete, pur și simplu rupe capete, da? Are niște performanțe extraterestre acest parfum. Bine, el și vine în concentrație extract de parfum, dar cele două combinate sunt divine. Așadar, dacă sunteți domni și nu vă sfiiți de o atingere floral dulce, deci cred că mă rad în cap, și nu vă sfiiți de o atingere floral dulce, combinați, dacă soția, iubita, amanta sau ce aveți voi are acest parfum și voi îl aveți pe acesta, combinați-le împreună, domnilor. Miroase demențial, deci miroase demențial și este din nou cea mai sexy variantă de layering, în opinia mea. Da, știți, v-am zăpăcit, iubesc cardamomul, pentru mine cardamomul este... Bine, depinde cu ce este combinat, depinde dacă mă poate duce în mai multe zone. Dar, în general, din parfumurile ce le am deja, cardamomul pentru mine e acel touch sexy, da? Acea atingere sexy. Are, e fructul interzis, da? Că altfel nu știu cum să spun. Ultima, dar nu cea din urmă, variantă de layering, este cu un parfum. V-am făcut aici unboxing-ul și de atunci e drept, nu prea v-am vorbit despre el. Însă urmează și recenzia lui.
Vine din nou de la casa Al Anik și se numește Eternal. Este acea sticluță, hai ajută-mă, deci nu știu ce fac cu ring light-ul vieții, pentru că nici fără el nu pot, mai ales acum, cu vremea de afară și cu lumina de afară. Ca să înțelegeți cât l-am băut, pentru că îmi place, Doamne, ca parfum de sine stătător, din nou, absolut nimic Middle Eastern în el, absolut nimic. Este acel floral cu o atingere caramelicioasă, un floral fructat, caramelul acela lăsându-i un iz gurmand, dar din nou, e genul de parfum care nu știu de ce, nu am descoperit nici până acum dacă este inspirat dintr-un parfum sau nu, însă ADN-ul său în sine și aroma sa mă duce cu gândul la casa Dior. Nu mă întrebați de ce. Poate în căpucul meu și în subconștientul meu am testat ceva de la Dior sau am avut sau are mami ceva de la Dior care seamănă pe alocuri cu acesta. Din nou, cele două combinate, nebunie. Nebunie curată. Vai de viața mea cum miroase. Din nou mă repet. Pentru mine la flor buchet, după cum v-am spus când am început să îi fac mica recenzie, este acel floral cu iz de jeleuri. Da? Eternal de la Al Anik este acel floral cu o tentă caramelicioasă, deci din nou un iz gurmand. Treaba asta le unește foarte bine, da? Treaba asta le leagă foarte bine și vă oferă vouă o aromă floral gurmandă, notați că e o categorie nouă, floral gurmand, dar din nou boss level, da? Cel mai înalt nivel. Din nou performanțe, oricum cele două purtate singure, da, de sine stătătoare, au performanțe incredibile. Combinate, sunteți bombițe. Și da, absolut tot, absolut fiecare variantă de layering, ăsta era cuvântul, absolut fiecare din variantele de layering despre care v-am vorbit, din punctul meu de vedere și pentru mine și gusturile mele, sunt acele variante all season. Da, în opinia mea poți purta un floral chiar și pe minus 20 de grade. Poți purta pentru că din nou revenim la treaba cu de gustibus. Fiecare poartă ce vrea, când vrea, unde vrea. Și din nou ajung la durerea mea cu ghilimelele de rigoare. Hai să nu mai fim snobi și hai să ne oprim să etichetăm total aiurea. Adică, bine, oricum e treaba asta, românii oricum sunt păreriști. Ei știu tot. Nu există ceva care românul să nu știe. Deci n-aveți cum. N-aveți cum cu noi, cu nația noastră. Nu, noi le știm pe toate. Noi suntem pricepuți. Noi ne dăm cu părerea. Noi, noi, noi. Da? Iar am divagat. Dar parfumul e terapie și imediat mă adun. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Am zis să vorbim și despre alte arome, da? Nu numai dark, opulente, sexicioase, delicioase și așa mai departe. Dacă aveți și voi, în primul rând, la flor buchet, vă aștept să-mi împărtășiți părerile în secțiunea comentarii. Din nou, dacă aveți alte variante de layering, veniți cu idei, da? Dați-mi și mie idei. Mai facem și un schimb așa de informații. Și din nou, dacă aveți vreunul din parfumurile pe care eu le-am combinat cu la flor buchet, testați și voi, da? Și lăsați-mi în secțiunea comentarii dacă vă place și de ce nu, dacă nu vă place, da? Că din nou ajungem fiecare cu gusturile lui. Contul meu de Instagram, profilul meu de TikTok
Și, ca de obicei, link în barea de descrieri pentru absolut toate parfumurile, cât și pentru celelalte două conturi ale mele, Instagram și TikTok. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Dacă nu, aia e. Vă pup, vă doresc zile minunate și, bineînțeles, pline de parfum. V-am pupat! Zvonimy, szarafamy.